Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din 5M. Sunt aici alături de Manevră și Adelin. Ia, gata, salut. S-a scos. Salutare. Ei bine, am făcut multe ore off camera pe aici, am strâns salariu. După acele episoade mai urma unul, doar că era puțin mai lung, în care am devenit medic și chestii. Mi-am luat salariu, am undeva la 16.000 în bancă și 180 la mine ca să pot să-mi cumpăr mâncărică și ce mai am nevoie. Ne vom întâlni cu băieții la reprezentanța auto să ne cumpărăm și noi o mașină în sfârșit și să-i dăm și lui Adeliniu să-și ia acolo permisul. Nu l-a luat încă, mi se pare. Și să-l ia și Manevră și după o să vedem ce facem. Nu știu, poate o să luăm și niște cazuri la medic. Dar asta după ce ne luăm mașina și chestii. Stați așa să iau biclă de aici să vin mai repede, că doar ne permitem acum ce să mai. Aveți IP-ul și Discord-ul în descriere. Vă așteptăm pe server. Și am zis să nu pun clipulețul ăla, că era filmat de pe data de 14 sau ceva de genul. Și am zis, mă, dacă tot e să încep să fac bani și chestii, haide să facem unul fresh. Și foarte fresh ca și cum. Și mi-am vopsit părul din nou. Nu trebuia să iasă gri. Trebuia să iasă alb. Și aici e gri. Data mi-am trecută... Mi-am chiria și o bicicletă. Și mi-a expirat chiria. Johnny! Așa că iar numai... Nu mai hai că vă explic eu, domnule. Eram... El plecase de la benzinărie, eu ieșisem din parcare. Tu ești OG school ăsta? Da. Sculă Bob, ești chiar tu. Haide. Dar unde lucrezi, mă, domnul? Sunt medic, mă, mamă. Ți-am zis, nu te-ai uitat la episoade. Nu m-am uitat. Câte s-au întâmplat. Trebuia inițial să ajung la pușcărie pentru furt. Și ai ajuns medic. Da, am ajuns medic. Și eu sunt medic ajutător. Și el e ca și cum pripas pe acolo, este? N-avem 20.000, mă uit la clasa C, deși nu știu, 7.000, era un Mercedes foarte, foarte, foarte frumos. E 15.000 mașina asta, dar rămân în picioarele goale și nu-i variantă. Cred că mi-au un S4 din ala din 2000. Dacă m-a ajuns, bineînțeles. Dodge Dart. Mă, dar... Wow, are două locuri. Asta e 55.000, cred că ea e mișto, care îmi place, nu? Stai așa, că... cred că e Ford Mustang ăla, super clasic, super de la mama lui, dar în momentul ăla nu se de... Da, ăla-i, dar cine are 55.000? Aia e, căutăm ceva în patru locuri să putem să ne mișcăm cu toți băieții. Prima oară văzusem ăsta la două... Uite-l cum arată, frate, wow. Care-i diferența? Ăsta e mai pătrățos. Nu, îl vreau pe ăsta 2700. Mamă, Manevră, știi cum arată mașina asta? Ce mașină vrei? Că ți-o iau și ți-o dau acolo. Că acum nu pot să-ți transfer bani, că nu am. Zi-mi o mașină pe care vrei. Ăla, S3, S4 ora. Ce vrei? Clasa ce? Audi, da, S4, clasa C, S4 2000 ăsta, nu? 2000, dai permis? Cred, da. Nu. Eu ți-iau mașina, dar nu ți-o dau până nu vii cu permisul. Adelin, ce mașină vrei? Am 16 ani, ceva mic. Ok, da, corect. Trebuie să ne uităm de ceva de B1. Manevră, ai bani să te duci să dai de permis? Cât costă? 500 te ajunge total. Lucru, am 315. Păi, du-te, te costă 200 testul teoretic, du-te, ia-l pe ăla. Și după când... iau și luat de linuri și mașina, vin și îți las direct. O să fiu rece în curând. O să fii rece? Da. ai o trusă la tine? Nu știu, am prea multe apeluri. Ce poți să-ți iau ce e mic? Punto. Rece? Uite, Punto e micuț. Beetle, vezi că e Beetle ultimul. E un Beetle pe aici? Da. Mazda, ui, scump. Lada. Mamă, Lada e prea micuță. E prea tare. Ia, să vedem care e mai mare, Beetle-ul sau Lada. Dai și tu Lada aia, cred. Și de unde dai de permis? La poliție. Aha. Vezi că ți-am furat bicicleta închiriată. Da, nu-i problemă. Sau un Golf 1 i-aș lua de... Mamă, Golf-ul ăsta 1 e chiar prea mic. Bă, nu cred, am murit Beetle, exact aici. Beetle-ul e prea... Nu, iau Lada ca și cum.
Lada. Da, cu ce ai venit? Cu Lada. Vehicul deja deținut. Ah, mi-a dat-o băiatul, gata, știu. Gata, gata, mi-a făcut-o cadou. Țin minte, țin minte. Haideți să mergem să le scoatem, să mă duc să-i dau. Ce, stai că leșin aici, leșin. Apă, Fiji. Ce bună e apa. Zici că vezi, dau la... apelurile mari, încă vezi apelurile. Apeluri. Colegul vine iute că mi s-a făcut rană. Băi, mi-am zis că nu accept momentan. Aveți puțină răbdare. Eu sunt. Da, știu că tu ești. Ce faci, mă calci? Domnul! Acum am ajuns și eu la poliție. Domnul! Ce este? Vrei să cumpărați o mașină ieftină, rodotos? Băi, ești nebun la cap, dai peste mine, vreau o mașină. Ce ai, mă? Eu dă-l pe ăsta cum vine dacă vreau mașină. Da-ți ești paramedicul în cap să ți-l dau. Bă, pe aici nu-i trecere, e verde. Haide, treci. Cu iau după așa prin brambure. Hopa! Eu dă-l pe ăla ce stil de roleplay are. Prima oară zici că dă să mă calci după dacă vrei mașină. Bă, de unde vii, mă? Glumim, dar bă, nu-i frumos să faceți așa. De ce am venit aici? Că aici nu pot să scoți mașină. Haide, n-am scos până acum nicio mașină, de asta nici nu am știut de unde, ce și cum. Da, apare, nu știam că de la astea roșii. Să trăiți. Am trecut pe lângă un polițist. Nu știam că de la astea roșii. Ești nebun dacă n-am scos până acum niciodată vreo mașină. Deci facem așa, Adelin, haide să-ți dau Lada. Ai un dolar la tine. Adelin. E în roleplay. Da. Eu dau eu lui. Merge de EDV? Nu. Deci trebuie să dau să o parchez. Vreau să-mi iau mașina și să mă duc să-i fac niște modificări. Să mă duc să-ți... Wow. E mișto mașinuța. Bine, nu e foarte mică. E chiar mai mare decât ale noastre. Recepție, coleg, unde ești? Ne întâlnim la garaj. Care garaj? Ăla de lângă garaj de modificat. Eu am un drum până la bancă și după... Wow, mamă, ce mișto e! Și am mai rămas și cu o grămadă de bani și v-am luat și vouă mașină. O să scot acum niște bănuți să-i aduc lui manevră. O să vii să-mi dai și mie niște bănuți să-mi iau și-o permisul? Da, păi acum mă duc la bancă, acum sunt în fața băncii. Colegul, tu ești cu S-ul ăla? Da, coleg. Îți place scula? Frumoasă. Mă duc să... Îmi plăcea foarte mult cum arăta pe gri. Ia să vedem. Hopa! BCR, te rugăm, aud aici, bonet. Retragere. 1000. Nu, hai să zicem că modific și mașina. Iau 5000, dau și lui manevră, modific și mașina. Și mai rămâși cu 5000. Să-ți dau mașina, Adelin. Ai un dolarel? Da. Haide, urcă. Ce ești îmbrăcat așa, mă? Sunt paramedic. Olet. De ce mă-s medic? Cum crezi că am făcut bani de mașină? Și eu sunt medic și uite ce frumos sunt îmbrăcat. Bă, nu mai vorbi în joc, că te-au... Wow, ce tare se aude în joc față de Discord. Când ești cu mine, mașina vorbește pe Discord, că ți-am setat volumul. Mă mira, mă, ce s-a întâmplat? Deci, vezi trapa ce mișto e? Mamă, V12. Sculă, bă, băiatule. Cred că sunt ațipil de, nu vreau să mă pronunț. Cum sună bine? Mamă, M6-le la, uite-l acolo. A, arată frumos. Cred că unde l-a făcut sunteți? Exact culoarea Andy Popescu, nu? Da. Stai așa, că trebuie să o parchez pe asta. Eu vă aștept la poliție aici. Imediat, îi dau mașina lui Adelinu și vin. Ia-o-tu, Adeline, cadou, mi-a dat-o, cadou ți-o fac, ia-o-tu. Mamă, ce frumoasă e! Mama rezeantă de... Băi, Adeline! Îmi spargi urechile, înțelege? Am uitat. Arejante de Lamborghini? Da, nu știu, așa am primit-o. Ia, să-ți vând mașinuța.
vine mașina unui... Datele arată că la terapie intensivă sunt internați acum 704, n-ai nume? De pacienți, iar n-am 60 nume. De oameni au murit. 1, 8, 6, gata, gata, gata. Infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1000 de ai un leu? Depășește un... Ale. Normal că am un leu. Hai, ieti, ieti, frumos ai ce ai așa. Bă, numai eu i-aud așa pe ăștia? Nu, cred că are. Hai, văzut cum se auzea? Da, da. Nu știu ce zice, dar... Țigane, hai! Ce mașină vreți aveți? E bijuterie, tu nu știi ce e. Nu scoți mașina? Te... Păi ți se pare că am carnet? N-ai luat nici tu permisul. Fai de capul nostru, ia te mă, duc copiii la școală. Te-am permisul, mă, marnică. Eu îți dai seama că l-am luat. Păi trebuia că medic. L-a luat pe blată. Cum mă l-am luat bine, e vina. Ai picat de 4 ori aceeași întrebare, de ce nu zici? Cum mă, tu ne-ai luat teoreticul? Nu, no, Adelin, nu, no, la aceeași întrebare, a picat de 4 ori. Bă, doar întrebarea are aia, eu punea, dar a pus toate răspunsurile, nici unul n-a fost bun, ca și cum. Dei! Hai, că n-am fost pe roșu. Băi, l-am luat cât de cât, așa, pe galben, știi? Mamă, vezi ce-i în spate. Dar tu vezi ce culoare are mașina asta? Că nu e negru, e ceva... Băi, e negru, toată ziua. Când bate cu lumina în ea, să te uiți. Mă, dar ce-i în spatele tău? Nu știu. Ai venit de la nuntă? Care-i cu bic la aia cu... Eu am pus-o la sau. Bravo! Să vezi ce portier îi trag. Vezi că poți să parchezi și aici, tu. Nu. M-a scos pe biclă. Veni un caci. Veni să dau marafetul la băieți. Ia, oferă bani. 500 tu. 400. Haide, pleacă, dă-i. 500 tu. Ai luat? Mă duc să modific și eu mașina. N-am cum n-ai primit? N-ai primit, hă? N-ai primit! Dar n-am primit, mă, n-am primit, fără mișcă, că n-am primit. Manevră! Ai luat două bucăți? Câți bani cred ai? Cred că da. Nu ziua, vă ajut cu ceva? Da, cred că am luat două bucăți. Nu, domnul! Nu, este în regulă. E tatăl meu, mă altoi puțin așa ale. Mă, dar aici e curtea secție poliție, știți? Ce... Fine, cum ziceți? Ne cere scuze, nu se va. Nu e nicio problemă, dar... Când aveți problemă, vă așteptăm. Wow, ce lumini are mașina asta, băi, m-am îndrăgostit. Așa că dau examen acum. M-am îndrăgostit, păi efectiv. Păi și mie nu-mi dai banii? Stai puțin, că nu pot să ies din treaba asta. Vino aici, dacă pot să-ți dau aici afară și mă vezi. Se aude jocul foarte tare, trebuie să-i fac ceva sau nu se mai aud așa tare că... Îmi sparge urechile! Iată-l pe băiatul ăla, bă, ce-i cu voi, mă? Cred că trebuia să intru la poliție, nu la medici. Îi ardeam pe ăștia, îi rupeam cu amenziile. Cum pornesc și eu mașina? Îl lăsam să-mi dea și mită și dădeam și amendă după. Ce buton? Z. Pe Z. Ok. Mă, dar ce muzică am. Ia obzea. Stai să pun centura, că nu știi cum vine unul și... Ne zburăm. Băi, îmi place mult mașina asta. N-am văzut-o pe multe servere, exact modelul ăsta pe trotuț. Băgau foarte multe de-astea așa mai urâțele. Da, asta, wow. Uite garda, bă! Bă, m-a lovit poliția, mă, și m-a dat două puncte. Vezi că nimeni nu te vede, trebuie să mergi foarte pe margine, am uitat să specific. Nu te vede absolut nimeni când ai chestia aia, știu, așa am mers și eu, e ok. Încearcă să mergi cât mai pe margine și pe bordură dacă e nevoie, că ideea e că nu te vede nimeni. Mamă. Hai mă, manevrul ai luat în viața reală, nu le intru în joc. Mamă, cât m-am bucurat de mașina asta și fii atent că nu se poate modifica nimic la ea decât culoarea, bă. Băi, nici suspensiile, bă, băiatule, nu mă lasă. Dai, bag motor și turbo aici, nemon, măcar. 1500, hai să vedem cât costă vopselurile. Dar de ce așa beznă de obicei pe aici la asta? L-aș face alb, că oricum are jantele negre. Și nu pot să le schimb, dar e foarte murdară. Până la 75, cream. Albul ăsta e puțin cam vechi, albul ăsta e frumos.
50 costă. Și punem la secundaria, ce face? Wow, interiorul pleacă de aici. Frumos. Full alb o fac atunci. Îmi place albul. La mașini, la orice, la orice, nu știu, am o problemă cu albul. Și chiar am o problemă cu albul. Cum poți să-mi pun gen cruise control? Nu știu. Mă să spăl mașina. Mamă, ce... Antony Popescu. Ce bijuterie e, bă. Da, da, îl văd, îl văd. L-au luat garda pe băiatul cu mașina. Opa, 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 nu, nu. Sau? A, nu l-au luat. Băi, ești de mult. Ia-mă și pe mine, ia-mă și pe mine. Haide, urcă. Mamă, interior alb. E, na, vă, mie îmi place. Dă-i. Și am făcut și un mic upgrade. Trebuie să ieșim pe autostradă să vedem cum e treaba cu ea. Da, prima oară vreau să-i dau o spălare. Bă, ăsta n-are stare, mă. Bă, stai, mă, locului, mă. Nu mai face, mă, de-astea, mă. Păi nu vezi că ne claxonează, ne înjură, ne este așa. Lasă-l în pace. A, dărâm. Ce te bași, băi, pe-n dreapta, bă, ăsta? Băi, șofer, tu, taci! Păi lasă-mă, mă, eu sunt aici. Taci! Eu... Taci că te capsez. Și nici nu te ajut. Ia uite-l, mă, ce se bagă el. Ia să vedem cum crezi că o scoate. Și mai albă. Mai stai poza. Ce? E Andy Popescu, mă, stai la poză cu el. Ce, mă, că n-ai... Bă, ai văzut pe unde a trecut garda? Am pe dublă văzut. Continuă, domnul. Ca și cum n-avea nicio treabă, știi? Hai să mergem să-i dăm un top speed și după să vedem, poate preluăm niște de-astea de medici. Uiteți cum face să dați în mine? Cu pumnul? Nu, cu mașina. De ce să dau în tine? Că nu mă vezi. Păi da, n-am treabă că... A, ești pe autostradă? Da. Mergi pe... Pe partea dreaptă. A, te întorci, perfect. Vezi că ăla cu Jaguarul e cu ochii pe tine, Marinel. Ce treabă să am eu cu el? Bă, am îmi place. Wow, ce bord are mașina! Wow! Wow! Și chiar corespunde cu viteza actuală. Turații, tot, Adelin! Ați albă? Vă să scoi albă? Da. Am zirea. Bă, 223. Dar nu i-am pus transmisie. Mergem să-i punem transmisie, Adelin. Da, unde un torc? S-a prăfuit toată mașina. Wow, îmi place întorci mașina asta. Și tu și vin, o să mă ieși pe mine de la poliție sau de unde termin testul ăsta. Acum, doar că trebuie să... Mare famă aici. Și ce treaba avea? E cineva? Mamă. Te-a spart. Ce? Cafea, da, dar n-am mașina de... La bunica ta, altă, la... N-am mașina de medic, focea. Stai așa, vedem. Nu ce? Nu mă oprește pe mine? Sau? Bună ziua! Bună ziua, aici comisar Capone Albertu de la poliția Blaine County. Pare rău, în primul rând, că v-am oprit așa, că... Mă grăbeam spre vamă și v-am văzut că... Vreți să treceți, eu trebuia să fiu aici, dar am avut o urgență până în oraș. Nu da, este nicio problemă. Sau bun. Vreau să văd și eu buletină și actele mașinii, dacă se poate. Evident, se poate să mă dau jos din mașină, să pot să vin. Da, sigur, da. Bă, ce actele mașinii, mă, frate? N-ai asigurare? Ce asigurare să am pe mașină? Marian. Trebuie să ai asigurare. Bun, domnule Marian. Aveți și permis? Mă gândesc că aveți. Vă dați seama, doar nu mă urcam la volan fără permis. Vă lasă și eu permisul. Așa, da, văd am că aveți trecut, aici numele tot în regulă.
Bun, vreau să văd și eu actele mașinii, talonul și asigurarea. Mariane, vezi că e asigurare aici pe e-mail, ia uite aici telefonul. Vreau să văd și eu talonul. Bă, ce, ca să verific. Ce talon ce de-astea, nu știu. Numere pe față? Nu aveți? Posibil las, să măcar... fi căzut, nu știu. Da, da, aveți pe spate, ok. Aveți răbdare, vă rog. Aveți răbdare. Au, abia se vede și ăsta pe spate, ești nebun. Dacă nu-ți convine, dacă nu-ți convine, te poți... problemă. Nu mă vezi că singur, ce vreau să fac, să vă controlez pe 7 deodată? Trebuie să fac ceva cu jocul, sau de foarte tare. Îmi cer scuze. Așa, e în regulă. Poți să-i tăi înapoi. Și asigurarea. Mariane, vezi că e acolo pe telefon, ți-am dat telefonul, vezi, uite aici pe scaun. E pe telefon? Da, 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 e acolo pe e-mail. Domnul, asigurarea fizică, din păcate, nu o am. Așa, păi de ce nu o vezi? S-a stricat imprimanta, domnule, am scos prea multe lucrări la, că am început școala și am scos mult și s-a stricat. Uita să-mi fac asigurare. Așa. Pe mașină. Păi atunci sper că o aveți pe telefon măcar, nu? Sau undeva. Stați așa, să iau telefonul de acolo. Adică eu știu, ceva aveți, nu? Panichiază, nu, se... Nu, lasă așa. Ce-ați pățit, nu, Maria? Domnul, acum n-are rost să dăm în altele... Am uitat să fac asigurarea la mașina asta. Am mai cumpărat o mașină și am făcut pe cealaltă și pe asta am plecat fără să-i fac nicio asigurare. Acum n-am cu ce să vă mint, de ce să mint, asta e adevărul. Domnule Marian, dar... Hai să zicem că eu vă las. În schimb, vreau să-mi promiteți o chestie. Vă ascult. Că vă înțeleg problema, v-ați făcut o cealaltă mașină, acum asta e mașină nouă, nici observ. Bă, polițist, că tu poți vedea, ai cântat din Biblie, te faci de aici. Ai răbdare, te rog? Păi e o mică problemă, lapte. Dacă era cu Lubenita, man. Mai chemați un coleg că tau de 3 minute aici, pentru păi eu singurul care stă la vama momentan, că ceilalți sunt la o mică problemă care e în oraș. Te știu că te-o mă la grătar, ai putere bună. Mai pleacă la cu Lubenita, nu sunt la grătar. În fine, la vamă. Deci și eu vă las, dar vreau să îmi promiteți că o să vă las asigurare după ce, când am zis înapoi în oraș, acum mă gândesc că aveți treabă prin celălalt. Garantat voi face asigurarea. Și încă ceva, să aveți grijă că prin zonele alea nu sunt foarte sigure în care mergeți. În niște zone erau, am înțeles, în niște zone erau famate, uitați, luați-vă actele, adică vi le-am dat actele? Mi-ați dat, că la mine nu sunt. Da, bun, mi-era să nu le fi băgat prin buzunar din greșeală. Cât timp o verificam, în fine. Păi în cazul ăsta, drum bun și aveți grijă, da? Vă mulțumesc frumos. O zi frumoasă să aveți. Să trăiți o zi frumoasă. Hai la pe cola, că am un colet să-ți dau. Ce, că iară trebuie să trec prin vamă. Ia o zi. Băi, se aude frumos o mașină, mi-mi place. Băi, dar cum să uit, frate, de asigurare? Și ca să ocolezi vama, trebuie să iau pe parte. Ce-i cu asta? Dar nu, că nu ne mai controlezi acum. Nu? Odată te controlează. La vama cred cum? De câte ori intri și ieși de atâtea ori, mi se pare, nu? Cred că era tâlhar ăla. Voia să ne facă schemă. Tâlhar. Ăla, da. L-ai văzut cu M8-ul, ca și cum. Trebuie să evităm vama, Adelin. Bă, o luăm pe Ciliad, mă. Nu, o luăm prin el. Și să sperăm că nu e nimeni la cealaltă vamă. Bă, eu voiam să-i dau speed test, mă, sta... A, 2, 2, 3, ok. Am și uitat, m-am luat ăsta cu vama, am uitat tot ce voiam să fac. Adică bine cu vama, că n-am asigurare. Bă, dar cum o să nu fac asigurare, mă, cum așa? Frumoasă tare mașina asta, îmi place, chiar îmi place. Da, știi că dacă ai pe o mașină, ai pe toate celelalte mașini, nu? Asigurare. Băi, am încercat să fiu cât mai real, ca și cum în realitate nu e chiar așa și de asta am zis că am făcut pe aia, am uitat să fac pe asta când am plecat, că e nouă, că...
Mă, ce te bagi tu atâta, mă? Bă, dar puteai să zici că ai numere de țol, mă. Și n-ai nevoie de asigurare, că e mașina nouă, acum adusă. Păi da, eu știam, i-am zis ce știam, nu... Vezi? Hai, îi zici tu așa la mașina ta. Nici carne n-am. A, nu l-ai luat? Păi nu mi-a dat mane vreo banii. Vino încă. Vino la aici, la Peco. Păi nu, tu mi-ai dat și după aia mi-a dat în examen, deci n-am mai spus. Eu sunt cu Marnel. Acum, imediat ajungem. Vezi la Peco eu. Îi rupe brațele pe aici, toate astea, cu sobia, că bagă viteză mare pe pietriș. Cum sau ai acolo, de la, mare, la garajul ăla, de unde am cumpărat mașina, ca să-mi și dai audio. Imediat. Fulger McQueen, toți băieții rapizi. Unde? Era să-i dau. Era să o fac caput. Nu, că tu vrei să o bagi azi undeva. O bag, dar nu pot să zic unde, că e pe filmare. Da, deja știe băieți. Adeline, lasă-mă în pace. Da, ia mă, deși mie să conduc pe aici, pe câmp. Cum, că nu mă, dosar penal să-mi fac eu din cauza ta, că nici n-ai permis? E pe câmp, mă, e pe câmp. Și ce? Haide mă, că nu vezi că nu e nicio mașină, dă și mie să fac cum merge. Și nu trecem în vamă, și dacă te oprește? Păi nu mă, doar pe aici până ieșim pe drum, normal. Nu îți dau o mașină, mă, n-ai permis, nu conduci. E o chestie simplă. Ești răutăcios. Nu-s răutăcios, sunt foarte corect. N-ai permis, nu conduci. Vezi că puteai să ieși prin stânga. De ce să iau prin stânga? Când ocoleam și mă băgea cu tot o altă parte. Așa ieșim direct la gura orașului. Într-un fel, da, într-un fel nu. Ba, într-un fel foarte da, exact acolo ieși. Băi, Adeline, mai uită-te pe Waze-ul ăla, că ai uitat străzile. N-aveam semnal. De fapt, nu Adeline. Johnny. Johnny. Johnny, Johnny. Tu ești Vlăduț. Eu sunt Vlăduț, deși nu mă cheamă Vlad în niciun nimic. Dar fie, Vlăduț. Trebuie să merg să-mi pun transmisie pe mașină, că cred că îi mai dă puțină viteză, nu? Cel mai probabil. Mamă, mamă. Vezi pe cineva la vamă? Stai că mă duc eu în față, rămâi aici. Nu, nu stai, mă. De ce? Nu zice nimeni să facem la vamă, ca și cum. Eu nu văd pe nimeni, bro. Nici eu nu văd pe nimeni, bro. Dei. Mă, să-mi fac primul lucru, poliție, asigurare. Pac aici, la stânga. Unde? Când ajungem aici, în principală, fă la stânga. Da, mă, știu. Eu sunt Waze-ul acum. A. Cum e traficul în față? Gardă pe acolo ceva? Mă uit pe Waze, a? Gardă, da. E o mașină de poliție. Cred că e pistolarul. Ce am făcut pe mașina asta? Și tu o vezi la fel, bara maro? La mine e full maro, jantele, până aici, pe sus, geamuri, peste tot. Hai unde că la... sunteți? Nu lasă aici că tu faci nasoale. Unde sunteți? La poliție, m-am dus să-mi fac asigurare la mașină. Eu vă aștept aici, de unde se cumpără mașină. Așteptam puțin, vin imediat. Ia uzi. Cumpără asigurare. Prrr, de unde trăiești? 3500, brr, bună ziua, vă ajut cu ceva? Bună ziua, nu, am venit doar să cumpăr asigurare la mașină. A, văd că v-ați de promisiune. Evident. Dumneavoastră erați la vamă, nu? Cu... Da. Uh-huh. Doar că nu am suficienți bani, trebuie să mă duc să scot. Cât vă mai trebuie? Nu, am banii, doar că trebuie să ajung să scot. A, trebuie tot. Să scoateți, am înțeles. Nu, dar eu de obicei mă ajut oamenii care nu au asigurare, știi, prefer să-i ajut dacă e prima batere, deja dacă e a doua batere. Ai, ușor. Înțeleg, revin imediat. Bă, nu mai faci mă de astea, că mamă, te bat aici la secție. Nu, tati, venise un coleg să iară cum face mașina. Ce coleg, mă? Ce, bă, tu vii de la zi, mă, ce colegi ai tu, om? Te potrezi, domnul medic.
te dar treabă scoate, dar te să nu te uită la plin, că dau cu mâncă. Nu te uită la plin, că fură. Te-i călătet. Domnul medic. Domnul medic! Da, domnic. Dumneavoastră doriți papusoi lună? Fetă, păi dumneavoastră vă dau. Ce să doresc? Papuți, papuți, toi luna. Toi luna? Da. Pentru copiii tăi, pentru păiții tăi, nu? N-am nici de ea, nici de ea. Cu babi atunci, că am caz cu babi. Nu sunt interesat, vă mulțumesc frumos. Păi, băi, nu vrea papuți, toi luna, nu vrea. Nu știu, eu sunt de la azil. Ce papuți sunt ăia, toi luna? Ai cumpărat asigurare pentru mașină, hăți. Bă, ce faci mă la mașină? Domn, nu am vrut să mă întreb pe băiatul. Domn, medic, am încă te punem. Cum să vii la poliță să vizi mașini, domn? Aici se vede cu urce. Domnul cu PVD. Domnul cu deduri. Doamne, ferește. Domnul cu deduri. V-a jucut cu ceva? Nu, tata, tata, nu mă bag, băi, tata, nu mă bag. Vechi lumenită. Nu, bă, t-au paput cu noi luna. Babi. Gata, îmi spărgea urechile. Bă, tu vezi că mașina noastră e pe o chestie de asta urcată? Nu. Ok, dacă nu o vezi, scoate-o tu, dacă eu o văd, nu. Scoate-o tu. Eu vinde lui Benita, nu? Eu văd că toate chestiile urcate. Da, eu vedem, mă, dau stăție. Domnule Pălțiți, vreți lui Benita? Papuți cu toi luna avem pentru dumneavoastră, tipe pentru toată textia, avem papuți cu toi luna, babi. Tu l-ai auzit pe ăla. Da. Maaa! Mă sparge tata cu bătaia! Ce s-a întâmplat? E strica mașina la taică tu. Maaaa! M-a spus, m-a pus o taică parcare și... Brei! Haide, urcă în coace. Mă duc cu frate. Lu Benite, vă dau bani de capotă. Bă, cine e? Bă, dați capotă în bagajină. Dă-te, că stăm pe zi, mașina lui. Bă, de ce ai furat mașina? Da, am furat-o. E mașina ta? E mașina ta? Da. Urcă, hai că mergem după el. Domnul polițist, s-a furat o mașină, domnul polițist, s-a furat mașina. Ce prost e, mă. Domnul polițist, s-a furat mașina, nu urcați. Ne-a furat patrulul, domnule, hai repede. Urcați că s-a furat mașina. Hai, domne, dă-i repede, dă-i repede. Am căzut de mașina, am căzut de mașina. Cum ai căzut, mă, din mașina? Stai că e presc eu pe așa dintr-o, mă pun pe mijlocul drumului. Ce să te pui că dau vești de tine? Bă, medicule. Aoleu, mamă. Mamă, ce m-am speriat. Ce s-a întâmplat, domnule, explicați-mi și mie. Mi-a curat ăla mașina. Vă vedeți ce pe mașină? Hartă pe unde e, pe Waze acolo. Un patrol, Nissan Patrol. Nissan Patrol. E așa purpuriu, portocaliu așa. Portocaliu l-am văzut să fie. Ăștia doi, dar eu n-am făcut nimic. Plătiți în client, să ai băieții. Cum ai ajuns? Unde ești? Ești pe Cilia deja? Cred că l-am pierdut. Cel mai bine îl dați în urmărire. Da, o să vorbesc cu colegii pe stație. Am cam reținut cum arăta așa domnul. Cum arăta? Lasă mări. Purta un tricou de ăsta mai albăstru, era chel și puțin așa cafeniu la păi tine. Păi haideți la secție ca să notez și eu, că n-am niciun carnețel la mine. Dar ce vrea dânsul? Că vă care și geamuri fumării, nu prea are ce face. Ah, păi ia luați-l puțin pentru geamurile astea, dacă tot. Da, ia să-ți ia și puțin din geamurile alea spart. Cum ai auzit tu din mașină ca și cum domnule, ia uite că e la benzinăria mare, ia uite. La benzinăria aici, la asta mare, ce e acolo. Nu, cu Adelin, care face puțin meta și cred că power și vrea bani. Păi, fac meta, păi. Am auzit pe căscuță că e acolo, domnule, la benzinăria mare. Aici cu mașina mea în parcare. Nici măcar nu am numere pe ea, înțelegi? E în parcare, nu sunt pe drum public, poate să fie cum vrea, înțelegi? Băi, ăsta nu, care vrea și vezi nimic. Nu se aplică chiar așa. Da, cum se aplică? Ia la țeac. Aole, ia uite și pe ăsta. Haideți, domne, la secție, ca să... Stați așa, mi s-a zis să ajung aici, a, sau... Nu e așa. Haideți să mergem la secție. Hai să-mi dai și mie mașina aia. Domnul medic! Haide, vină la secție să-ți dau mașina! Domnul medic! Domnul medic! Da? Domnul, încet, în șoaptă! Domnul, răspund la urechii! Hai să-l furăm pe domnul polițist!
De ce? Îl văd așa cu o moacă de proști, cred că ar trebui să luăm. Lasă-l mă în pace, mă. Haide, domne, că poate are ceva bănuț. Cum, domne, lucrez la stat, sunt medic, mă pune să fur baltul de la stat? Domne, haide, domne. Ia zi, nu se cade. Domne. Nu se cade o vorbă a unui prieten. Domne, hai că vă dau bani, hai domne. Nu e domne, n-am nevoie de bani. Nu fac de-astea. Domne. Domne, îți dau mulți bani, să mor dacă te min. Să mor dacă nu mă lași. Hai domne, hai. Ce scuște mă de merg așa, mă? Stai că stai cu permisul, ce era să-i trag daune. Hai domne, 20.000, hai înapoi. Nu e domne niciun bani. Ce te șoptiți acolo, domne? Despre cafeaua Dolce Cabana. Păi și nu puteți să ieși stare. Bă, dar e secretă că e făcute cu boabe de alea de elefant, nu știți dumneavoastră? Cu boabe? De elefant, tot ce știți voi? Căcărețe de aia de elefant. Așa, să te dau la gardă și imediat vin să-ți dau mașină. Zic că te-am văzut și înăuntru în Audi. Da, așa se au de carnețelul. Doar zic cum arătai. Nu acum. Nu încă. Ha, că rezolvă treaba, e bine. Bună ziua. Bună ziua. Ah, eu așa, doamne. Wow. Deci, din ce țin minte, l-am văzut pe domnul că trecea în fugă așa în mașină. Stai am că văzut, fac eu acum am fapta. Văzut stai un tricou așa. Albastru pe el. Așa. Cam undeva pe la 40 de ani, vârsta cam așa arăta, chelios. Da. Și era puțin așa mai... A, exact pe cine căutam. Domn Maria Marian, aveți de dat niște declarații după ce terminați cu mașina. Bună ziua. Dăm tot ce este nevoie, domn. Trebuie să urcați cu haine, păr. Păr, din păcate nu avea și haine, ce am văzut doar un tricou albastru. Mulțumesc, o să îl căutăm. Vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim. Să-i dați și numărul de matriculare, poate îl găsește după... Îl am eu, că mie mi-a furat mașina. Numărul domnului Marian, la care s-a furat mașina. Nu, Marian acum a fost curată. A mea a fost. Te rog să vii cu mine, birou, că ai de dat niște declarații. Evident. Domnul politit. Bă, ce-am făcut să dau declarații, mă, frate? Copilul tău. De ce-l bați în halul ăsta? Fărgoante. Cum adică să-l bat în halul ăsta? O venit la mine în birou și mi-au... Ala aia emisiunea pe la show aici, ziceți. Mi-a spus tot ce să nu placă din greșeală. 10 lei. Ți-o strica capotul la mașină de o dată jos. Și mi-au arătat urmele că le-a bătut de numa. Oh, nu se face nimic, nu se face nimic. Ia uite-l, mă. Mă bătură tot cu cureaua aia. Nu te apropia de mine. Ia uite ce ați făcut pe spate. Nu. Eu vă înțeleg, dar... Vă da capot, a ajuns la mașină, ce am înțeles. După ce a rupt capota mașinii, pur și simplu s-a urcat în mașina celui care a furat altă mașină și a plecat. Nu m-am atins de el, nu i-am făcut absolut nimic. Ba da, seara mai bătut rău de tot acolo. Vă rog, verificați buletinul, vedeți că are o dungă roșie în el și nu ar trebui să fie lăsat fără supraveghere. Dar vezi ce am pe spate? Da, criminalule, vrei să mă omori? Păi și s-a bătut singur sau ce-a făcut? Cum aș putea să mă bat singur pe spate? Uitați aici, certificat medical legal, domnule. Așa l-am adoptat și eu, nu știu, este... Ce faceți aici? Adoptat. Pentru părinții mei, domnul vrea să-și dau o declarație. Vă rog să mă ajut puțin, domnul Gabor vrea să mă bată! Alo, domnul Marian, nu e nevoie de violență, da? Mamă! Nu e, doar verificam aici, la pantalon. E, lăsați acolo, că... Fără poate vă pică pantalonii, doamnă ferește. Se ajunge la altele. Marian Bagiți Jean. Da, într-adevăr ar dungă roșii, dar nu cred că s-ar putea bate singur cu cureaua pe spate. Așa l-am adoptat, domnul. Băgați-l la pușcărie, domnul. E un criminal. Aseară scosese cuțitul, voia să mă împungă în spate. Nu cred că e așa de... Ia uite, domnul e medic, totuși vă bate cu cureaua, dar...
Nu cred că vă omoare. Așa-i? Eu îl bat, eu îl vindec, domnul polițist. Vorba aia. Da, bine, vorba aia, nu, da. Nu că, nu că nu l-aș trebuie bate, să-l maltratați. Vă înțeleg, și aveți dreptate. Nu am zis că practic așa ceva, stai doar de să dragul vreau asta. Da, spune. Domnul e pentru părinții mei, mi-a zis. Domnul agent, ocupă-te, te rog, de ăsta, că am un pic caz aici. Haideți, m-a furat o mașină. Da, du-te, du-te jos la GV și deodatele. Pentru părinții mei. Aoleu, ce zi plină. Vă rog frumos, urmați-mă. Da, 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 pentru părinții mei. Tu nu mai jos acolo care furase. Gata, îmi spărgea urechi. Deci până la urmă, cum facem? Păi, care este problema de fapt și de drept? V-am spus, păi, nu l-am bătut, de fapt nu, este că nu m-am atins de el. Că ar minți așa pe degeaba că l-ați bătut. Vă garantez că a făcut mult mai mult de atât, nu doar eram, o minciună. Eram un copil și acum sunt zebră. Acum, pe data de 14, dacă nu mă înșel, am avut un incident în care am fost să dau de permisul auto pentru a mă putea angaja la medici. Așa. Și a trebuit să-l las singur o perioadă, iar apoi l-am găsit cu un domn polițist, probabil un coleg de-al dumneavoastră, unde așa. I-a spart parbrizul mașinii, i-a îndoit capota și multe alte fur lucruri. Curent, fur curent, băi, fur curent. Era prietenul sper meu, sper domnul că polițist. Sper că metaforă și că nu chiar fură curent la voi la fură casa voastră. Nu, că și fură curent, domnul, să știți cum are. Deci nu, fură de la vecinul a dat cu mașina în perete. Uitați-l cât minte, nici măcar unde ținem o casă, nu avem unde sta. Da, ai un Mercedes, băi, bogătașule. N-ai fi cumpărat o casă și o masă caldă să avem unde sta, băi, ăsta. Păi, cum să facem noi? Deci fiți atent. Eu vă las acum, da? E prima abatere. Dar la următoarea abatere trimit protecția copilului să vină să-l ia. Că eu nu am nimic împotriva. Totuși, vreți să-l educați așa, dar nu trebuie să-l maltratați. Păi asta e, domne, că nu i-am făcut absolut nimic, nu am nicio păi, problemă. Păi, dar ce-a făcut? Minte s-o foarte mult. Singur. Nu, semnele după el. Și-a pus prietenii să-l bată. Semnele după el sunt dinainte ca eu să-l adopt. Nu este fiul meu de sânge, să zic, da, este da, adoptat. Da, asta mi-aduc aminte, că mi-a spovestit-o la spital, dacă nu mă înșel. Da, exact. Păi da, înțeleg, da. Atunci nu se plângea de nimic, abia acum a venit și a început să se plângă. A început să mintă foarte, foarte mult în ultimul timp. Uitați, vedeți că râde, domnul, vedeți? Deci m-a bătut, m-a spart cu bătaia, m-a vergit rău, nu mă mai duc cu el. Uite, păi nu te mai iau cu mine, băi. Copilul nici mai vrea să vină cu dumneavoastră. Cum păi nu, că nu-l mai iau, o să fac actele să-l iau, să-l duc înapoi la orfelinat, să mă lase, m-a disperat. Eu, vrei să-l duci înapoi la orfelinat? Da, vreau să mă duc înapoi la orfelinat. Vezi că acolo e mai rău. Totuși, el îți vrea binele, dacă... Da, dar mă bate rău de bine, tot. Dacă te bate. Când te-am bătut, mă, ultima oară? Aseară. Cum aseară, mă? Nu vedeți că râde, domnul? Cu acea curea, ia vedeți dacă are urmele mele după spinare, vedeți? Asta, nu știu, nu știu dacă a rămas urme sau dacă ceva e genul, dar și pe curea mai are multe altele și... Ok, dacă nevoie, verificăm, da. Și mi-a dat și la ficație, uitați, ficație aici, la ficație, mi-a dat cu pumnii, cu pumnii. Cu pumnii. Da, păi da, de pumn nu mi-a zis, abia acum mi-a zis. Cum așa? Mai zici păi, și de picioare, hai, mai bagă și niște picioare acolo. V-am dat acolo certificatul medico-legal, da, acolo inițial, scrie tot ce trebuie. Inițial era doar cureaua acum și pumni și picioare. Nu, fără picioare. A, fără picioare. Certificatul medico-legal, nu? Da, vezi și scrie acolo, un domn medic mi-a scris tot ce scrie acolo. Da, am înțeles, ai fost la medic, o scris că ai niște urme și așa și că posibil s-a fost bătut, din ce scrie aici, corect? Da, bătut de domnul ăsta aici. Domnul, fișa este de pe data de 14 octombrie, când am avut și un incident în care niște domni polițiști așa, ne-au abuzat. De când îl aveți în adopție pe copilul ăsta? Nu știu exact, sunt câțiva ani. Sunt câțiva ani. Păi și urmele alea cum să fie de câțiva ani, domne? Păi cicatricele, domne, rămân. Urma de nu curea, nu e cicatrice, dă-o, domne. Uitați aici, păi da, că sunt roșu, sunt încă roșu. Adică încă e... chiar nu arată cicatrici. Bă, dar eu nu am nicio urmă. Nu că știu, domne, eu vă zic. Nu m-am atins de el, nu am avut niciun motiv să mai dau în el. Am renunțat la așa ceva, mai ales de când am da, intrat înțeleg, în... Da, oricum n-avem nicio dovadă concretă, dar acum vorbim ca oamenii. Și ce zic? Vă înțeleg.
Deci de data asta o să mă așa, că mai vine o dată cu niște urme noi. Este deja clar că îl bateți și voi fi nevoie să sun la protecția copiilor, să vină să-l ia. Eu vă înțeleg, dar zic să aducă și niște dovezi că eu sunt cel care i-am provocat acele răni. Păi da, asta că... zic, momentan nu prea este nicio dovadă, dar așa ca de la un om vorbesc cu dumneavoastră. Și ce zic? Îl cred în stare de orice, numai să facă rău. Nu știu, totuși nu cred că ar vrea să... De ce ar minți, adică, eu știu? Nu știu, domne, nu știu, întrebați-l. Păi în cazul ăsta vă doresc o zi plăcută din nou. Și aveți grijă de ce faceți. Copile, ai și tu grijă. Da. Dacă chiar te-a bătut, fii și tu mai cu minte. Să te mai bată și dacă te mai întâmplă să fii maltratat în halul ăsta. Hai să zicem, data asta poate nu el. Dacă poate nu el altul. La mine, da? Da, 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 domnul, vin. Gata, și vă mulțumesc. Vezi, ascultă de el că nu-ți vrea rău, îți vrea doar bine. Da, da. Să o înțelegi greșit, nu zic să n-ascult de el. Înțeleg. Toată viața ta să ascult de el. Că te-o salvat de la orfelinat. Da, da, da. Bun, în cazul ăsta, haide să vă conduc până jos. Gata, colegul? Da, da. Bine. Te-ai ocupat de domnul care zicea că i s-o fură și lui mașina? Da, a dat aceleași declarații ca și domnul Marian, aceeași mașină. Păi atunci înseamnă că a fost martor? Da. Înțeles. Să vezi ce trag Madalina asta. O să mă ocup eu de cazul ăsta. Să vezi ce-l duc în mijlocul pădurii și-l las acolo. La revedere, domnule Marian. La revedere. La revedere. Să o strâng mâna. Zi frumoasă. Domnul polițist. Și aveți grijă cu copilul. Da, domne. Mi-am luat și eu acolo un logan, domnul polițist, 1-4 rupe asfaltul, da? Da. Și vreau acum să-l omologhez. Cum bine, facem? Haide la... Cred că e mai scump asigurarea decât mașina. Adevărat și asta, dar după posibilitățile mecanice să văd. Bă, Leo, dar într-adevăr văd că n-aveți capotă. Chiar o dată jos copilul. Mamă, a cui e mașina asta? A, man. Au domnul Marian. Cum a ajuns? Vreau să vă ajut cu o reparare? Este în regulă, o să duc acum la... Nu era reparație. La garaj. Haideți, domne, să facem aici... La revedere. La revedere, o zi bună. La fel să vezi. Haide, om, să facem o excursie, să ne plimbăm. Uite, băi, de aici. Dar vreau și o mașiniță. Haide, mă, facem o plimbare, ne mai apropiem, tată, fiu. Te torni, om. Cu ce să mă torn, că nu ți-am făcut nimic, bă, nici dacă dădeam în tine măcar. Dar n-am dat în tine. Hai de la... acolo la... Da, 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 asta. Sunt spatele tău. Cu aia de fan curier. Da. Bravo, tată. Dristor. Adeline, du-te. Ce? Unde? Unde să mă duc? De tot să te duci. Unde să te duci? Îți place ce tricou albastru am? Da, da, ești tot chelie și 40 de ani. Haideți, domnul, o zi plăcută! 2056... Ai un leu? Da. Să trăiești. Mamă, ce a avut cu lor, stai să o scot. Clean. Z. Hei, ops. Lucru. Lucru tare de tot. Lux. Wow, am perdeluțe. Mi-a pus perdeluță la mașina acum. Pe spate, frumos. Uite și ce fuge mașina aia portocalii care e acolo. Nu știu. Haide, Madeline, mă, să facem o plimbare, tată, fiu, plus verișor. Manevră. Ți-ai făcut buletin manevră? De acum? Nice. Ce-ți place? Unde sunteți? Adeline, suntem la parcarea asta. Da, eu am buletin. Unde sunteți? Are buletin roșu. Simați, unde sunteți? Unde sunteți? Suntem la parcare. Ce faci ăsta? Ia uite-l. Ce? Tu ești ăsta?
Aaaa, uite-l ce face, stai că... Îmi ia garda! Fuge? Dar-i sar pistoanele, fuge! 300 am! Aaaa, de-astea face, a? Ia uite-l ce face, băi, copilul! Păi dar crezi... Vezi că m-a lăsat să conduc? Crezi că te mai scot de undeva, că bam, la pușcărie direct te duci, fii atent! Ca să știi! Bă, noi am făcut nimic la mașină, deși prinde mai mult. Care-i treaba? Ce? Mă, tu de mine te ascunzi, mă? S-a vrea să mă bat aici. Johnny, stai pe loc, Johnny. Poliție, 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 poliție. Ce poliție, poliție, mă, bă? A, poliția aia. Poliția aia, Johnny! Ia uite de ce nevoia să se ascundă el. Mama. Vedeți că o face copilul prostii. Vă observ, observ, de asta am spus. Vă cu țiganul ăla, de pune țigle. M-a furat, m-a furat. Hai, să-l prindem. Ia-mă medicul adevărat. Ce se întâmplă aici? Live. Lăsăm și noi episodul acesta aici. Sperăm că v-a plăcut, aveți ei. Uuu, salariu! Ce s-a întâmplat, domnule? A fugit filmul cu mașina lui 1. Aoleu, aici la Peraceu, exclusiv. Ha, păi și cine te-a dat aici? Are mașină. Și că vedeți că mă face copilul prostii? Îl omor, m-a cuțitul în el. Ba, cuțitul în el, efectiv. Noi ne vedem data viitoare, aveți IP-ul și tot ce este nevoie în secțiunea descrieri, în descriere acolo. Și vă așteptăm pe server. Pe data viitoare, pa, pam!